Instanța a admis ieri propunerea procurorilor de arestare preventivă a tânărului de 16 ani, bănuit că ar fi ucis-o cu sânge rece pe Petronela Mihalachi. Tânărul ar fi recunoscut crima și le-ar fi spus anchetatorilor că victima i-ar fi jignit iubita și asta l-a înfuriat la culme. Ar fi scos un cuțit pe care l-avea asupra lui și a lovit-o de 30 de ori în zona pieptului, a feței și a toracelui. Petronela nu a mai avut nicio șansă. Psihologii spun că autorul unei astfel de crime era orbit de furie. Numărul mare de lovituri aplicate victimei reflectă furia oarbă a autorului, întunecarea conștiinței sale. Din păcate, tulburările de personalitate se prefigurează de la vârsta adolescenței, chiar dacă diagnosticul se pune peste vârsta de 18 ani. În mod absurd, aceste persoane care au tulburări de personalitate își construiesc o mască, o mască de oameni sensibili, de oameni normali, de oameni foarte bine integrați în societate. Însă în punctul în care apare o frustrare, un conflict pe care ei îl privesc ca fiind major, izbucnesc astfel de comportamente ajungându-se chiar la crimă. Întrebarea tuturor este de ce un copil de 16 ani ar purta la el un cuțit, o armă albă cu care ar putea face rău oricui. Specialiștii afirmă că mulți dintre cei care comit astfel de fapte și care dau dovadă de o cruzime ieșită din comun nu empatizează cu victima pentru că au dus lipsa afecțiunii. Cei mai mulți criminali sunt privați de afecțiune în perioada copilăriei, astfel încât ei nu dezvoltă empatie față de oamenii din jur. El nu conștientizează durerea pe care o provoacă victimei lor. Principalul suspect locuia împreună cu sora sa, mama fiind plecată la muncă în străinătate. Crima de miercuri seară a șocat o țară întreagă. Petronela Mihalachi, o tânără de 18 ani din Ștefănești, a fost ucisă cu 30 de lovituri de cuțit în zona Pacea, în timpul unei ședințe foto.